Bună tuturor celor din zodia Scorpion și bine v-am regăsit la citirea generală pentru perioada 16-31 octombrie 2023. Și vom începe în primul rând cu mesaje din partea oracolului pentru voi, unde avem în primul rând înțeleptul acceptă ceea ce este, conștiința are grijă de toate și îngerul păzitor te protejează te protejez, simte aripile mele care te învăluie cu dragoste și siguranță. Este o perioadă încărcată, cred că din punct de vedere spiritual, aici vi se cere să lucrați mai mult. Dacă doriți o citire personalizată, îmi puteți lăsa un mesaj pe WhatsApp, la numărul afișat chiar aici. Iar dacă vă place ceea ce fac pentru voi, nu ezitați să lăsați un like sau să vă abonați acestui canal. Și apropo de abonare, vreau să menționez faptul că nu vă costă, dragilor, absolut nimic să apăsați pe acel buton. În schimb, ajutați acest canal să crească și în momentul în care vom ajunge la 100.000 de abonați, să știți că vă voi pregăti foarte multe surprize plăcute care cu siguranță o să vă încânte și o să vă ajute în parcursul vostru, să zicem, pașii pe care îi veți face voi în viață. Dar să ajungem noi mai întâi la 100.000 de abonați și după aia vedem. Doar că atât vreau să vă Da, faptul că nu vă costă absolut nimic să apăsați acolo pe abonare și nu vă încurcă cu absolut nimic. Bun, haideți să vedem energia principală pentru prima săptămână din luna din, această, din acest interval de timp. E posibil să fie un pic de forfotă în săptămâna aceasta, intrând cu ușurință în diferite conflicte, aveți de a face cu persoane încăpățânate și se creează o situație tensionată. Fie cu persoana iubită, fie cu colegii de muncă sau uh, aveți de a face sau întâmpinați sau întâlniți persoane conflictuale, persoane care pur și simplu vă scot din sărite. Nu aveți ce să le faceți, că așa sunt educate, crescute și așa mai departe. Nici voi nu sunteți foarte bine la capitolul emoțional și probabil o să vă lăsați un pic influențați sau durere pe care o aveți în suflet, supărările pe care le purtați voi în suflet pot afecta sau pot aduce un plus în aceste situații deranjante. Vă văd foarte supărați din cauza unei persoane care vă rănește pur și simplu și cu care nu mai vorbiți. Cred că au fost puse lucruri grele aici. Văd un semn de foc, berbecle săgetător, dar și semne de aer, gemen balanță vărsător. Poate fi un conflict și la locul de muncă sau o situație destul de dureroasă care nu vă lasă să vedeți liber. Da, vă afectează emoțional, în primul rând, situația aceasta, dar văd că apare o situație nouă, sau apare un lucru nou, sau o veste, sau un semn. Aveți o susținere din partea unei persoane foarte loiale, foarte sincere, cu care veți merge undeva să vă întâlniți pur și simplu când vă plimbați, ieșiți undeva la cumpărături, de exemplu, și vă întâlniți cu această persoană care o să vă ajute foarte mult să depășiți momentul. În a doua săptămână, din acest interval de timp, deja energia se schimbă radical, avem soarele care duce multă împlinire, multă căldură, lejeritate, aș putea să spun bucurii, apar bucurii, multă stabilitate financiară, dar și armonie în relațiile de dragoste, în legăturile, nu știu, legături cu colegii de muncă, proiecte personale și cu oamenii din jur, deja se simte o altă energie. Puteți avea de a face cu semnul Zodiac Leu, Taur, Fecioară, Capricorn, Rac, Scorpion, Pești. Ne apare bucurie, aflați o veste bună legată de casă, familie, sănătate lucruri care vor crește în intensitate, dar într-un mod foarte pozitiv, o mutare într-o altă casă, primiți oferte, începeți un business, este ceva pe termen lung ce începeți sau ce se concretizează, da, găsiți niște soluții, dar vă văd deschizând ceva, ori un imobil, ori o afacere, ori deschideți, nu știu, o ușă iar în spatele ușii se află toate, se vor afla toate răspunsurile pe care voi le căutați. Din punct de vedere amoros, văd într-o pauză, ceea ce înseamnă că na, unii dintre voi nu sunteți în cea mai bună perioadă, relațiile amoroase nu decurg așa cum vă doriți sau nu mai comunicați absolut deloc cu persoana iubită, sunteți într-o pauză. Mi-apar semne de aer gemen în balanță vărsător, semne de apă Scorpion pești, dar și un capricorn. Vine cineva cu o ofertă de dragoste sau vine cineva și vă declară dragostea doar că Uh, cred că este vorba de o persoană în care se cam joacă cu sentimentele voastre Pentru că vine cu multă gigășie și el la început Că vă place, că își dorește să aibă ceva concret pe viitor Că își dorește familie, copii și așa mai departe După care atitudinea se schimbă radical și voi vă simțiți așa prins într-o capcană Sau ca și cum a trăit în umbră Ca și cum nu vă vine să credeți în ce fel de relație v-ați băgat Pentru că această persoană este foarte rece și distantă, nu mai este nici pe departe cum era la început. De ce? Pentru că vorbește cu o persoană de la drum lung. Aici există rivalitate în dragoste, există o altă persoană care a intervenit în relația voastră și deteriorează relația, dar văd o persoană pe interes. Interesul poate fi de orice natură. Din punct de vedere profesional, apar schimbări bruște fie că, nu știu, sunteți anunțați că v-ați pierdut locul de muncă, fie vă dați demisia din senin din cauza situațiilor tensionate, că nu le mai suportați, fie firma dă faliment, vă duceți în gol, aflați de o pierdere, este ceva traumatizant pe românește. E o situație care oricum nu mai funcționa și vă ajută pe voi oarecum să faceți niște alegeri, să faceți niște schimbări. Nu înțelegeți de ce vi se dau toate aceste lucruri grele, de ce trebuie să treceți prin ele, dar finalul este sigur. Alții dintre voi terminați un job pentru a pleca la un drum sau pentru a ieși învingător dintr-o situație, adică ceea ce vine către voi este mult mai bun și benefic față de ce aveți în prezent. Văd zodia pești, scorpion, și rac, semne de apă. Cred că intrați în contact sau poate să fie și o situație care vă emoționează foarte mult. Da, norocul stă după ușă. Iar voi trebuie să vă eliberați de un job, de un proiect, de, un, de o companie, nu știu, de un business pentru a începe ceva nou. Sau poate unii dintre voi veți renunța sau pur și simplu se întâmplă ceva la locul de muncă, dar vă motivează să începeți ceva pe cont propriu financiar, totul este un mister. Nu știți la ce să vă așteptați pe viitor. Trage speranță că totul o să se amelioreze. Într-adevăr, unii dintre voi întâmpinați niște probleme financiare și sunteți foarte îngrijorați, dar aveți un sprijin. Este o persoană care oricând este dispusă să vă ajute. Poate un semn de aer, gemen în balanță vărsător sau un semn de pământ, ori fecioară capricorn. Încă nu ați ajuns la această persoană, dar să știți că veți face o înțelegere cu această persoană și o să ieșiți dintr-o stagnare, dintr-o problemă financiară, o lipsă financiară. Da, chiar vă încântă ideea. Sunteți foarte atenți la ce semnați. Pe sănătate nu sunteți în cea mai bună formă sau nu veți fi. Revine o problemă de sănătate pe care ați mai avut-o la un moment dat. Unii dintre voi aveți probleme pe partea digestivă, pe... Dacă aveți o muncă de birou și aici mi-apare foarte multă oboseală, dar parcă începeți să faceți niște analize, revine o problemă și văd vești bune legate de o persoană în vârstă care a trecut prin niște probleme de sănătate, chiar și o intervenție, o femeie poate, Provocarea am vine cu o nemulțumire, cu o măhnire, că lucrurile nu vă ies așa cum vă doriți, sau cum ați fi, așteptat, pentru că văd discuții aprinse, faptul că nu sunteți luați în serios, că oricât de perfecție ați face anumite lucruri sau ați acționa, oamenii din jur nu sunt mulțumiți, aici aveți de a face cu toate semnele zodiacale, dar într-un final văd fericirea, văd împlinirea, să știți că... Ce se întâmplă în perioada următoare nu este întâmplător: văd că se rup anumite limite, bariere, restricții care au fost impuse, și primiți o veste, adică aflați de ce vi s-au întâmplat atât de multe lucruri negative de ce ați fost atras, de ce ați atras ghinionul, de ce ați avut atât de multe încercări și de aici alegeți să mergeți pe o cale diferită. Surpriza are legătură cu familia, cu un loc natal, uh, un examen, revenirea cuiva în viața voastră, rugăciuni care vă sunt ascultate acolo, unde ați întâmpinat uh, lucruri grele, cum ar fi... Uh, magia, legături, da, legături făcute. Dar văd un succes pe examene, pe reușite peste greutățile astea prin care ați trecut. Vi se oferă o nouă șansă să faceți ceva diferit, foarte interesant. Și să fiți atenți de data aceasta. Și cred că aici vorbim de toate planurile. Pentru că încă aveți persoane care vor încerca să se agațe de voi, să vă tragă în jos, să vă creeze probleme, dar vă văd mai stabil ca niciodată și apar vești bune, apar rezolvări. Dragilor, cam atât am avut să vă spun. Vă mulțumesc tare mult că mi-ați fost alături și astăzi. Vă pup, vă îmbrățișez pe toți cu mult drag și să ne auzim cu bine data viitoare. Pa, pa!